Mai este puțin timp până la bacalaurea și tot mai mulți elevi au început să acorde mai multă atenție materiilor din care vor susține examenul maturității. Limba și literatura română și matematica sunt cele două discipline care de câțiva ani le creează adevărate probleme absolvenților de liceu. Pentru a veni în ajutorul lor, deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, a inițiat în urmă cu două săptămâni un proiect menit să-i ajute pe cei ce nu au o situație materială tocmai bună. Parlamentarul giurgiuvean a oferit celor ce, într-adevăr, vor să învețe posibilitatea de a se pregăti gratuit pentru bacalaureat la limba și literatura română și matematică. Inițiativa acestuia a fost foarte apreciată în rândul liceenilor, atâta timp cât în doar două săptămâni, peste 70 de tineri s-au înscris pentru a beneficia de pregătire gratuită la română. Doamna profesor, știu că faceți meditații de tip voluntariat aici la cabinetul deputatului. Știu că aveți ultima oară vreo 20 ceva de copii înscriși. Câți avem acum? Spre surprinderea celor care susțin că tinerii nu își mai doresc să învețe, în momentul de față am ajuns la 70 de elevi înscriși, absolvenți de clasa a 12-a, deci cei care se pregătesc pentru bacalaureat în momentul de față. Un număr destul de mare, cred eu, motiv pentru care va trebui să lucrăm pe grupe, adică o să lucrăm luni, miercuri și probabil joia sau vinerea, în funcție de cum pot și ei, cum au și ei timp liber. De un real succes au bucurat și orele de pregătire gratuită la matematică. Deși sâmbătă s-a organizat prima ședință de meditații la această materie, peste 20 de elevi din mai multe licee giurgiuvene au fost prezenți în sală. Totul a fost posibil cu ajutorul profesorului Elena Țincu, care a răspuns afirmativ invitației deputatului Florian Nicolae. Am răspuns pozitiv acestei invitații a domnului deputat. Este o acțiune de voluntariat, de pregătire suplimentară a copiilor care vor susține în vara aceasta examenul de bacalaureat la disciplina matematică, astăzi. Am mai participat la astfel de acțiuni de voluntariat și în anul trecut. O parte din elevii care sunt aici au fost anul trecut ca și elevi de clasa 11-a la pregătire și mă bucur că îi văd astăzi veniți alături de mine. În ce constă această acțiune? Pregătirea suplimentară a copiilor pe modele de subiecte de bacalaureat. Elevii care vin la fiecare ședință de meditații gratuite salută gestul caritabil al deputatului și spun că orele de pregătire reprezintă un factor în plus în promovarea examenului de bacalaureat. Spune-mi, te rog, de ce ai venit astăzi aici? Pentru că am nevoie de o pregătire intensă pentru matematică, ne ajută foarte mult pentru bac. Spune-mi, te rog, cum ți se pare acest gest al deputatului Florian Nicolae? Este un gest foarte frumos care ne ajută pe toți elevii de clasa a 12-a și îi mulțumim prin intermediul dumneavoastră. Spune-mi, te rog, aveai posibilitatea să te apuci, eu știu, de meditații în particular? Nu, pentru că meditațiile, mai ales acum când bacul mai are, ne bate la ușă, meditațiile sunt foarte scumpe și bugetul nu ne permite să mergem la meditații. La ce nivel crezi că te afli acum? La un nivel mediu. Spune-mi, te rog, de ce te afli astăzi aici? Pentru a pregăti pentru examenul de bacalaureat la matematică. Ce înseamnă pentru tine acest ajutor? Să îmbunătățesc ceea ce am învățat pe parcursul acestor ani și să progresez în a ști mai mult, în a avea mai multe informații pentru a lua examenul de bacalaureat la matematică. De ce ai ales să vii să te pregătești aici, la cabinetul deputatului Florian Nicolae și nu în altă parte? Pentru că este o inițiativă foarte bună, la care am auzit și eu și am fost încântat și am zis să încerc. Spune-mi, te rog, de ce ai venit astăzi aici? Să mă pregătesc suplimentar la matematică, știind că orele din clasă poate nu mă ajută sau stilul doamnei profesoare de predare nu mă face să înțeleg matematica sau să-mi placă, mai bine zis. Spune-mi, te rog, de ce ai ales să te pregătești aici la cabinetul deputatului Florian Nicolae și nu în altă parte? Mi s-a părut cea mai bună oportunitate pentru tinerii de vârsta noastră, plus că ajung să cunosc și alte persoane de vârsta mea. Ce înseamnă pentru tine acest ajutor, având în vedere că este gratuit? Un ajutor normal care este binevenit pentru a mă ajuta să iau bacul, să continui mai departe. La ce nivel crezi că te afli în acest moment? Mediu spre mic, sincer, nu. N-am de ce să mint. Deși este cunoscut pentru astfel de gesturi, deputatul Florian Nicolae nu se va opri aici. Parlamentarul giurgiuvean spune că liceenii giurgiuveni pot beneficia de pregătire gratuită și la alte materii de examen, însă totul depinde doar de elevi. Salut inițiativa profesorilor voluntari care țin aceste lecții de meditații, de recapitulări la temele dezbătute la școală, elevilor care sunt
prezenți la aceste meditații. O să transmitem aceste meditații și în direct, o să transmitem temele de meditație înainte de ora meditației, prin intermediul mijloacelor media pe care dumneavoastră le aveți la dispoziție. Cei interesați să urmeze cursurile gratuite pot solicita mai multe informații la cabinetul parlamentar din cartierul Tineretului.